Cortegiul pieselor și al personajelor este impresionant și defilarea lui la rampă, fie împâlpâirea lumânărilor de seu, a lămpilor cu ulei de rapiță sau cu gaz aerian, a multicolorelor lumini electrice, trecând deci prin toate vârstele teatrului românesc, fixează pe pânza timpului istoria tumultoasă a primei noastre scene, Teatrul Național. Vă invităm să cunoașteți această istorie vizitând Muzeul Teatrului Național, amplasat la extinderea foaierului Sălii Mari. Teatrul Național din București, așa cum grăiesc documentele conservate în muzeul nostru, a fost ctitorit în anul 1834 prin osârdia cărturarilor grupați în Societatea Filarmonică. Apoi, în anii 1846-50, se pun temeliile edificiului, edificiu care va fi terminat abia sub domnia lui Barbu Știrbei și inaugurat în seara de Revelion, 31 decembrie 1852. Edificiul se afla pe Calea Victoriei, lângă Palatul Telefoanelor de astăzi. Prima generație, generație eroică a Naționalului, în frunte cu Costache Caragiale, cu Mihail Pascali, cu soția sa Matilda Pascali, oameni care au impus deopotrivă un repertoriu românesc și un repertoriu universal, să nu-l uităm nici pe moldoveanul Matei Milo, care vine și se stabilește în București în chiar anul deschiderii teatrului 1852. N-ar fi existat, desigur, atât de repede un repertoriu național dacă cultura română nu ar fi primit providențial contribuția lui Vasile Alexandrii, părintele repertoriului Teatrului Național. Directoratului lui Alexandru Odobescu, moment foarte important, 1875, când marele cărturar, pentru scurtă vreme director al Teatrului Național, cu un curaj pe care astăzi cu greu îl realizăm, înscrie pe frontispiciu teatrului numele de Teatru Național. Până atunci, edificiul de pe Calea Victoriei se numea Teatru cel Mare sau cel Nou. Consulul rus s-a împotrivit de-a lungul anilor ca pe frontispiciu să apară cuvântul național. Urmează momentul clasic, momentul lui Ion Luca Caragiale, geniul dramaturgiei românești, omul care a dat și a dat capodoperele știute, O noapte furtunoasă, Conul Leonida față cu reacțiunea, O scrisoare pierdută, Năpasta, dar a prilejuit și unor mari actori ai vremii,